Salutare canterilor! De data aceasta suntem din nou în poligon. Aș vrea să ne jucăm puțin cu o altă speță și anume sunt într-o distanță de 2 metri față de ținte. Am 3 amenințări. Fiind distanța foarte scurtă, aș vrea să vedem cum suntem mai eficienți. Întindem brațele către amenințare sau tragem pur și simplu reflexiv, fără să am confirmarea armei pe țintă. Ținând cont de faptul că sunt într-o distanță foarte apropiată, vreau să vedem pe timer cum suntem mai eficienți, da? Vă încurajez și pe voi să faceți același lucru la poligon, tocmai pentru a vă cunoaște abilitățile într-o astfel de situație, da? Haideți să tragem! Hai! Acum, ce voi face? Pentru prima parte a experimentului, voi extrage arma din holster, voi întinde ambele brațe pe țintă. Odată ce am confirmat arma pe țintă, voi executa câte un singur foc în fiecare țintă. Haideți să vedem ce înseamnă asta pe timer. Sunt pregătit? O secundă 57. Nu e rău, o secundă 57, angajarea 3 ținte. Haideți să vedem de data aceasta ceea ce se întâmplă dacă în loc să extrag arma din holster și să confirm arma pe țintă, pur și simplu voi trage doar orientând arma pe țintă pe principiu unde mă uit, acolo merg și brațele, da? Hai să vedem. Dacă reușim să facem mai puțin de o secundă 57. 3 amenințări. Sunt pregătit. O secundă 34. Puțin mai bine. În schimb, în momentul în care am arma pe țintă, deja am garanția faptului că arma mea este pe țintă. Este un plus atunci când ești în situația în care trebuie să faci uz de armă împotriva 3 amenințări, iar distanța este foarte apropiată. Dar timpul este esențial, mai ales când distanța este apropiată, mai ales când ai de-a face cu 3 amenințări. Și atunci, personal, aș merge pe varianta în care extrag arma din holster pur și simplu reflexiv, mergând pe principiu unde mă uit, acolo va merge și brațul, acolo va merge și arma, voi angaja cele 3 ținte astfel încât să-mi păstrez o oarecare distanță mai apropiată față de ținte. Aici deja sunt foarte aproape de ținte. Vreau să fiu într-o zonă mai restrânsă, mai apropiată. Dacă ți-a plăcut materialul acesta și îl consideri folositor ție, nu uita să dai subscribe canalul meu de YouTube și un big like. Te salut!